Cum arăta Julie de la Casa Iubirii înainte de intervențiile estetice? Fanii au observat imediat schimbările, este diferență, Julie, una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Casa Iubirii, a fost luată la ochi de fani. Ce intervenții estetice ar avea, de fapt, concurenta, Julie, una dintre cele mai îndrăgite concurente din show matrimonial Casa Iubirii, difuzat la canal de și moderat de Andreea Mantea, a atras atenția tuturor de când a intrat în competiție cu aspectul ei fizic și cu finețea de care a dat dovadă. Puțină lume știe că, în urmă cu mulți ani, arăta diferit cum arăta Julie de la Casa Iubirii înainte de intervențiile estetice. Se știe că Julie este printre cele mai frumoase concurente din Casa Iubirii și a reușit să atragă atenția multor băieți până acum, dar nu multă lume știe că ar avea și anumite intervenții estetice care ar fi ajutat-o să arate așa de curând. Urmăritorii frumoasei concurente au atras atenția asupra faptului că Julie arată diferit acum față de cum arăta cu ani în urmă, făcând referire, cel mai probabil, la o modificare la nivelul buzelor și al feței. Fanii au observat de asemenea că tânăra arată diferit chiar și în pozele în care nu folosește filtre faciale, este diferență între pozele cu filtru și asta, a spus cineva, Julie primește multă susținere de la fani. În ciuda unor comentarii răutăcioase care apar la adresa lui Julie, se pare că există o comunitate mult mai mare care o apreciază pe tânără și care o complimentează zi de zi. Julie de la Casa Iubirii se bucură de atenția fanilor care i-au făcut fanpage-uri speciale pentru ea și care îi transmit gândurile și susținerea lor zi de zi prin intermediul comentariilor. De asemenea, pare că și relația frumoasei concurente cu Robert a stârnit simpatia și dragul celor de acasă, care se bucură că cei doi s-au găsit unul pe altul și s-au cuplat, formând unul dintre cele mai iubite cupluri din competiție.